Marți 13 aprilie, la ora 13, mai multe echipaje de juniori care participă în campionatul național de rallycross s-au întâlnit la Câmpul Lung. Pentru inaugurarea într-un cadru restrâns impus de situația pandemică, fără public, a circuitului îmbunătățit, cunoscut de pasionați ca Arena Gladiatorilor. Exclusivitate pentru telespectatorii Mușcel TV, vă prezentăm în momentele următoare secvențe filmate într-un mod autentic, fără stabilizator de imagine sau alte efecte aplicate, pentru a prezenta cât mai fidel percepția vizuală din timpul parcurgerii a două tururi de circuit, inclusiv prin bucla Joker, de campionul național Gigi Ticuță. Da, este complet nou, reconfigurată, lucrată, s-au făcut lucrări de desecare. Nu mai avem apă pe pistă, indiferent cât ar ploua. Super! Acum se vede lucrările de drenare făcute peste tot, pe tot traseul, pe tot circuitul, toate șanțurile, aceste ștuburi băgate. În acest caz, așa. Da, continuăm traseul. Partea de Joker care se face o singură dată în promajie sau într-o finală. Fiecare concurent e obligat să intre o dată pe ea. Mai multe detalii despre eveniment ne-au fost oferite de Cătălin Nicolaescu, președinte de club sportiv sub egida FRAS și deținătorul a numeroase titluri de campion național de raliuri. Astăzi, Federația Română de Automobilism Sportiv, împreună cu clubul sportiv RB Racing, de aici din Câmpul Lung, s-au întâlnit în vederea organizării etapelor de campionat național de rallycross și de slalom paralel. Am avut deosebită plăcere să mă întâlnesc cu o parte din tinerii care participă deja etapă de etapă în cadrul sezoanelor noastre organizate de către federație și am constatat cu bucurie că aici pe Grui, pe platoul Grui, am găsit un circuit mult mai bine organizat, reparat și ca o noutate sunt speranțe mari ca de acest an să avem un traseu și de slalom paralel. Deci aici se va construi un pod și ceea ce federația a organizat la Sibiu, cu mândrie mare și cu bucurie, se va muta și la Câmpul Lung. În același timp am avut surpriza că am găsit mașini refăcute și modernizate, cu echipamente bune pentru securitate.
Am avut o discuție constructivă cu tinerii piloți, le-am prelucrat puțin regulamentele de securitate și sper eu că le-am făcut bineînțeles obligativitatea și corectitudinea respectării echipamentului și a folosirii acestuia. Vremuri tulburi de pandemie, unde Dumnezeu am văzut că ne încearcă de un an și ceva din plin, totuși speranța a rămas și bucuria de a ne organiza în cadre organizate cu federația este la cel mai înalt nivel, atât din punct de vedere al juniorilor, cât și al seniorilor. Sunt încrezător că Federația Română de Automobilism a crescut numeric, are foarte multe comisii și în același timp am toată speranța că și din punct de vedere calitativ lucrurile sunt într-o direcție bună. Nu pot decât să fiu mândru că aici la Câmpul Lung este polul care s-a format cu mult timp înainte prin uzina Aro și nu numai. Mergem mai departe prin tinerii pasionați care se concurează cu mult fair play pe pistele de competiții. Arena Gladiatorilor 2021 este așadar pregătită să găzduiască o nouă etapă din Campionatul Național de Rallycross, iar cu detalii în acest sens vom reveni în cadrul jurnalului Mușcel TV și pe sportinmuscel.ro.